Îmi place tabloul tău. Da, zici că original, nu? O să credă că e adevărat dacă îi dau cadou. Doar dacă nu-și închipuie că ai devenit pictor peste noapte. Oricum, cred că și-ar da seama că nu e original. Mai exact, tabloul tău este un fals. Așa îi spui când este copiat și nu este adevărat cum i-ai spus tu. Noi, la bancă, spre exemplu, ne confruntăm uneori cu bani falși. Doar Banca Națională a României ar trebui să facă banii. Dar bani falși tot apar. Așa s-a întâmplat de când s-au inventat banii. Așa de mult? Păi era ușor de păcălit atunci. Nu, tocmai de-aia puneau pe bani diferite însemne, cum ar fi stema țării. E adevărat că azi e mai simplu să-ți dai seama de bani falși. Fiecare țară se asigură că pe bancnote există niște indicii, elemente de siguranță se numesc. Elementele astea descurajează pe cei care ar vrea să facă bani falși și te ajută pe tine să-ți dai seama dacă o bancnotă e falsă sau nu. Știu că au niște numere diferite pe ele. A, da, seriile. Știi că sunt unice pentru fiecare bancnotă în parte, indiferent cât te produc? Da? Nu știam. Și 100.000 de bancnote dacă faci, tot nu vezi una la fel. Dar asta nu este totul. Ia vino lângă mine. Acum? Hai. Hai, soră, sper să fie important. Uită-te la o bancnotă de 1 leu. Vezi fereastra transparentă? Are forma unei acvile cruciate. Asta vezi prima dată la banii de plastic. Știi că toate bancnotele românești sunt tipărite pe material plastic. Aoleu, și înainte cum erau? Din hârtie, ca în alte țări. În Australia au apărut primii bani de plastic, iar România este singura țară europeană care îi utilizează. Da, ca să nu tăie copacii pentru hârtie și să îi lase pentru canguri. Ei, acum sunt mai multe țări care folosesc bani de plastic, iar la noi, pentru fiecare bancnotă în parte, s-a inventat câte o formă specială pentru fereastra asta transparentă. Bine, forma are legătură și cu ce se ocupă cel care este imprimat pe bancnotă. Dacă e vorba despre caragiale, ai fereastra transparentă sub forma unei măști de teatru. Dar ia uite-te tu mai bine cu lumina în spate. Așa vezi cel mai bine cele mai multe elemente de siguranță. Vezi personajul din stânga a bancnotei? Este același care este tipărit mai mare în dreapta. Dar e vizibil numai dacă ții bancnota în dreptul luminii. Se numește filigran. Asta vezi pe toate bancnotele. La fel și emblema BNR. Și pentru că tot ai lumina în spatele bancnotei, mai poți vedea și firul de siguranță. Wow, cât de multe! Sunt și frumoase! Tu știai că pe bancnota de 200 de lei este scrisă o poezie ce reprezintă testamentul lui Lucian Blaga în întregime? Ei, bineînțeles, în miniatură. Iar asta, de exemplu, se numește bandă iridescentă. E verticală și apare pe toate bancnotele. Sau uită-te la bancnota de 50 de lei, care are imprimat în relief portretul personalității, denumirea băncii centrale și valoarea nominală. Tot în relief sunt imprimate și bancnotele de 100, 200 și 500 de lei. Acum chiar m-ai făcut curios. A, da? Ia te rog să înclin bancnota de 500 de lei. Vezi cum îți schimbă cerna la culoarea? Trece de la auriu la verde. La fel se întâmplă și la bancnotele de 50, 100 și 200 de lei. Foarte interesant! Bancnotele de 50, 100, 200 și 500 de lei au valoarea nominală scrisă cu puncte, microperforații le spunem, care se fac cu laser și devin vizibile doar când sunt luminate din spate. Câtă muncă! Ca să nu zic de când trebuie să înveți dacă vrei să lucrezi la bancă. E, lasă că-i cheltuim noi în weekend la cinema. Da!